Se estimează că 2,5 din 1000 de persoane divorțează anual, în timp ce cauza oricărei rupturi de relație este complexă și este legată de o multitudine de factori mai largi. Psihologii au reușit să urmărească o serie de comportamente care par să aibă o legătură strânsă cu divorțul unui cuplu. Unul dintre cei mai mari experți în această problemă, un profesor emerit de psihologie de la Universitatea din Washington, ale cărei decenii de cercetare s-au concentrat pe predicția divorțului și stabilitatea conjugală. Pe baza a 7 studii care au implicat sute de cupluri, bărbatul susține că este posibil să se prezică cu o precizie de peste 90% ce cupluri vor divorța și care vor rămâne împreună. Pe lângă tipurile de personalitate, acești patru factori joacă un rol major în succesul căsătoriei. Susține el. Potrivit cercetărilor sale, cel mai crucial factor este disprețul, deoarece acesta este cel mai puternic predictor pentru o căsnicie care se încheie cu un divorț. Din fericire, el a identificat câteva posibile soluții la această toxină conjugală. Pe termen scurt, disprețul poate fi atenuat de oamenii care vă descriu propriile sentimente și nevoi cu privire la orice problemă dată. Oamenii ar trebui să încerce să evite utilizarea afirmațiilor ce conțin tu, care pot face partenerii să se simtă învinovățiți sau atacați. Pe termen lung este important să dezvoltăm o cultură a iubirii și admirației a unuia față de celălalt, relatează playtech.ro.